Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți din nou o altă ediție a emisiunii Portret Obiectiv. Alături de noi este doamna Leona Grati, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie. Vă spune bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. V-am regăsit. Așa am este. Fost de multe ori la dumneavoastră. Da. Dar astăzi poate încercăm să conturăm un portret al dumneavoastră. Cât de comod sau incomod vă este de obicei să vorbiți despre propria persoană în interviuri? E probabil cu o problemă și de psihologie, un complex probabil că din copilărie, deși am fost o fire artistică, am dansat, am spus poezii, am cântat în copilărie, nu m-am bucurat atunci când atenția s-a centrat asupra persoanei mele, de aceea la timp m-am retras din inclinațiile astea ale mele artistice și am făcut un pas înapoi și am ales o altă cale, cea a pedagogiei, pentru că acolo aveam în același timp auditoriu, oameni cărora să le transmit gusturile mele, cunoștințele mele, viziunile mele, dar în același timp să, acest grup este unul limitat. Nu e vorba de acel auditoriu pe care l-au oamenii de televiziune sau oamenii de teatru. Doamna Grati, sunteți adepta acestei idei, precum că în copilărie se nasc succesul, dar și insuccesul nostru, care ulterior ne marchează viața? Nu prea cred. Știu, sunt oameni care promovează ideea unui destin care se scrie odată cu momentul sau este scris deja în momentul în care te naști și ființa umană nu are altceva decât să parcurgă acest destin prescris anterior și mai încoace lucruri știința, a demonstrat-o și fizica că lucrurile sunt totuși proiecte, în mai multe proiecte și viața noastră se desfășoară în mai multe proiecte și în funcție de opțiunile pe care le ai, de traseul de viață pe care îl alegi, de proiectul pe care îl săvârșești, ai succes și insucces. Nu e nimic determinat sau foarte puține lucruri sunt determinate. Omul are dreptul la alegere, liberă voință. Cred că lucrul ăsta este scris și în Biblie și în toate filozofiile lumii. Există un viziune comună a comunității, a societății, prescrisă în cărțile culturale, în folclor oral și inclusiv în Biblie, dar există și libera alegere și voință a omului care se naște liber și care este responsabil în mare parte de succesul sau insuccesul. De propriul său destin. Așa este. Ați simțit vreodată în cursul vieții că ați făcut alegeri greșite? Firește, sunt om și nimic ce este uman nu mi este străin. Am făcut multe greșeli, dar mi le asum pentru că este firesc să greșești. Nu ai niciodată sfătuitor în dreapta și în stânga în care să-ți spună soluția cea mai bună și să-ți dea cumva soluția imediată. Sigur că greșim, învățăm sau nu învățăm din greșelile noastre, dar cel puțin tindem spre lucrurile, să ne comportăm mai corect în continuare. Așa este, important este într-adevăr să ne învățăm lecția. O altă întrebare ar fi tot despre succes. Ce înseamnă în Republica Moldova succesul în literatură? Ca peste tot. Sigur că orice scriitor, cel care a ales calea literaturii, își vrea cititor. Cât mai mult și cât mai cult, cât mai devotat. Vreau un cititor care nu doar să citească, dar să-ți cumpere cărțile, întrucât și scriitorii, ca toți oamenii, ca toți artiștii, au nevoie de o anumită sumă de bani cu care să-și crească familia, să aibă o viață decentă, pentru că scriitorul este model, el trebuie să aibă un comportament și o ținută de model. Și evident că ne dorim cât mai mult cititori, lucru care este aproape imposibil în Republica Moldova, întrucât dacă e să luăm pe cap de locuitor pe globul pământesc, numărul de vorbitori de română este destul de limitat. Mi-amintesc că cineva îmi spunea că a fost într-o delegație, într-o călătorie în China și când duceau tratative legate de traducere din română în chineză,
o casă editorială de acolo a zis că nu suntem interesați să traducem cărți de română, întrucât numărul de cititori este foarte limitat și nu ne iese din punct de vedere financiar. Dar noi, din Republica Moldova, probabil că suntem și mai defavorizați, întrucât limba noastră română a avut de suferit de-a lungul mai multor decenii sau chiar dacă ținem cont și de secolul al XIX și în secolul al XIX, vrem sau nu vrem, suntem afectați și un accent aparte și un anumit vocabular și o anumită deschidere spre literatura occidentală care se bucură de succes și atunci numărul nostru de cititori este destul de modest, dar eu am ales pentru mine, atunci când am înțeles că cărțile mele nu au un auditoriu foarte larg și pentru că sunt cărți de cercetare, sunt cărți considerate dificile și atunci m-am resemnat și am zis că dacă sunt câteva sute de cititori care îmi citesc cărțile, e bine, înseamnă că... Aveți vreun cititor critic? În sensul că e critic literar sau că nu, este critic că față de mine? Față de dumneavoastră. Criticul meu cel mai mare din copilărie a fost mama, care îmi citea și îmi spunea părerile, având grijă să le spună lucrurilor cumva mai atenuante, să nu mă descurajeze, să mă încurajeze, dar în același timp ea își spunea întotdeauna rezervele. Ei, când mama a mai scăzut din forțe, criticul meu cel mai mare astăzi este băiatul meu, fiul meu, care ține neapărat să-mi spună unde e bine și unde e rău. Așa, frumos. Înseamnă că are ochiul poate deja dat. O altă întrebare ar fi, cum ne schimbă orizontul, propriul orizont de literatura? Cum ne schimbă cărțile pe care le citim, deciziile pe care le luăm în viață, felul în care ne alegem oamenii? Să știți că, în primul rând, cărțile sunt scrise cu cuvinte. Cuvintele este acel material cu care omul gândește. Deci, în momentul în care îți alegi cărțile corecte, înveți din ele cum să gândești, ce atitudine să ai față de o situație sau alta, care este morala societății, ce e bine și ce e rău, care sunt valorile umane, înțelegi ce este uman în esență și asta te ajută să te orientezi în viață. Dar cărțile nu sunt doar pentru comportament, pentru moral și pentru alte lucruri. Acestea formează doar o parte din valorile pe care le transmit cărțile. Cea mai mică parte, să zicem așa, cea mai mare parte, o carte trebuie să fie de literatură, trebuie să fie în primul rând artă. Ea trebuie să ne cultive sau să ne satisfacă gustul estetic. Gustul estetic este o noțiune pe care o este o stare, este o simțire, o capacitate pe care o are doar omul. Omul, condiția umană, este în general se deosebește de animale prin faptul că omul comunică prin cuvinte, deci el are nevoie de societate, are nevoie să comunice în primul rând și în al doilea rând pentru tendința lui pentru frumos. Omul nu poate trăi fără frumos. El are nevoie în permanență să se alimenteze cu frumosul care îl înconjoară, dar cei mai pretențios caută frumosul în cărți, în teatru, în muzică, în arte plastice, în arhitectură, etc. Despre acest frumos, inclusiv este și retorica dumneavoastră publică, vă invităm să urmărim câteva declarații pe care le faceți în spațiul public. Și astăzi, ca și în copilărie, mă simt cel mai bine în mediul în care sunt cărți. În care sunt cărți și mediul ceva ar fi trebuit să fie destul de depopulat, pentru că retragerile și singurătatea este mai prielnică pentru mine, pentru lecturi și reflecții. Cercetarea este și creație și creația are nevoie de o implicare emoțională, e nevoie să ai o empatie foarte dezvoltată față de celălalt și să-l simți în liniștile și în gândurile pe care îl frământă, mă refer la celălalt în calitatea lui de scriitor, de poet sau prozator. Și pe de altă parte, condiția unui critic literar e să știe la un moment dat să facă un pas înapoi din acest univers al emoției, să se detașeze de emoție și să poată evalua obiectiv calitatea unei opere literar. Mai degrabă e o vocație, pentru că nu există o profesie, o specialitate critic literar. Numele acesta îl primești cumva din afară, la un moment dat, după ce ai făcut mai multe lucruri în acest sens.
mai întâi e o facultate, după care vrei faci un masterat, dacă îți place ceea ce faci, faci un doctorat, la Chișinău se mai face și un postdoctorat în acest sens și la un moment dat când ajungi în fața studenților sau unui public din afara universității și îi vorbești despre literatură, la un moment dat primești titulatura de critic literar pe care încerci mai târziu să-i faci față. Eu vreau să cred că într-o bună zi pe tema asta nu se va vorbi și nu se va mai pune problema în știință că ești bărbat sau ești femeie, nici atunci când aplici un dosar la cercetare, la doctorat, nici atunci când aplici un dosar la membru corespondent sau academiei, că lucrurile astea vor fi atât de firești încât nu o să mai discutăm și nu o să mai facem sărbători special pentru femei. Cum văd ascensiunea femeii, o văd așa, în mod firesc, într-un mediu care să creeze pentru toți condiții egale și subiectul ăsta să nu se mai pună în discuție. Scriitorul român George Dorul Dumitrescu a ajuns la Chișinău în 1933 și a lucrat aici o vreme în calitate de profesor suplinitor de limbă română la Liceul Militar Regele Ferdinand I. În 1944, la București, i-a apărut o carte despre Chișinău, intitulată Orașul în amintire. Grație acestei cărți, avem astăzi posibilitatea să recuperăm imaginea Chișinăului din interbelic, cu toate achizițiile lui urbanistice și culturale. De această dată, regele Ferdinand și regina Maria au venit la Chișinău împreună cu fiilor, principele moștenitor Carol și principele Nicolae, și cu nora lor, principesa Elena. Familia regală a fost întâmpinată în gara Chișinău la ora 9:30, cu pâine și sare, de către oficialii orașului. Doamnele și domnișoarele au adus buchete mari de flori, compania de onoare le-a dat salutul, a cântat fanfara militară. Doamnă Grati, cine sunt persoanele care ulterior vă urmăresc și interviurile pe care le oferiți, nu doar cărțile pe care le scrieți? Cred că e în primul rând familia. Eu le spun, uite, iată, vedeți, evaluați felul cum vorbesc, dar să știți că am vorbit rău. Deci îi avertizez din stat. Și desigur că discipulii, prietenii discipulii, care ulterior își spun părerile sau polemizează sau... Dumneavoastră sunteți susțin. Critică cu propria persoană. Da, sunt foarte autocritică. Se zice că mi se trage de la zodia în care m-am născut. Eu sunt fecioară, mai aproape de leu și sunt autocritică, dar mai rău este că sunt critică cu alții, sunt destul de nasoală, sunt destul de supăr multă lume. Așa. Și în felul ăsta îmi cam alung prietenii de prin preajma mea. Deși, până la urmă, vreau să cred că nu sunt... Spiritul ăsta critic este doar exteriorizat, deși vreau să fac oamenii sau viața mai perfectă, că până la urmă eu iert în interiorul meu. Nu sunt la fel, atitudinea mea reală nu e la fel de critică cum e cea care o expun. Deci nu-mi pun măști când discuți cu oamenii. Da. Nu îi lingușesc. Dacă îi laud, o laud din toată inima. Dacă îi critic, îi critic cu toată bunăvoința. Și probabil că cu asta am început. Nu am deloc talent de actor, deci nu sunt actriță și lucrul ăsta mi-a cam jucat fiesta în viață. Asta am vrut să vă întreb, ați pierdut prietenii datorită, nu știu cum să zic, din cauza sau datorită acestui lucru? Am pierdut, nu știu dacă pot numi cuvântul ăsta pierdere. Unii zic că e o eliberare. Așa, dar vă place să aveți discuții în contradictoriu? Îmi place foarte mult, sunt intelectual, critic literar. Mi-au plăcut întotdeauna polemicile pe linie, pe teme de cercetare, pe teme de ideologice. Prima dată când am mers la conferințele din România, lucru care m-a fascinat cel mai mult la colegii noștri din România, care aveau deja o cultură a polemicilor și a dezbaterilor, m-au fascinat tocmai prin asta, nu prin erudiție, că erudiția o găsești din cărți, poți să citești oricând o informație sau alta, dar discuția vie, polemica, nu întâmplător mi-am
numit revista pe care o coordonez Dialogica, ori dialogul, dialogul și în sens polemic, este structura ființei mele. Așa. O altă întrebare ar fi, cum vă alegeți dumneavoastră personajele despre care scrieți? Nume precum Mihai Cimpoi, Vladimir Beșleaga, Regele Mihai. Unde se naște poate admirația către aceste personaje, dacă se naște admirația? Sau care este criteriul după care vă alegeți personajele? O să râdeți, dar eu am ales întotdeauna personajele de care am scris în funcție de lipsa lor de popularitate. Și am fost foarte empatic cu scritori care nu s-au bucurat de succes, dar care am crezut foarte bun, cum este, de exemplu, Paul Goma. Și reacția mea întotdeauna, sau cărțile pe care le-am scris, au fost la subiecte despre care nu s-a scris. Care eram conștientă că se pot să nu se bucure de succes sau nu o să aibă cititori, dar mie mi-au plăcut sau am tins către subiectele peste care se acoperea sau se așternea vălul uitării și necunoașterii, cum este Paul Goma, cum este Vladimir Berșleag în anumite lucrări, pentru că despre Zbor Frânt s-a scris foarte mult, despre Nicolae Filimon mai puțin, dar are Berșleagă și cărți despre care, de exemplu, Cumplite Vrem, sunt puțin cititori care pot să reziste să citească maratonul ăsta de peste 2000 de pagini ale romanului. Sau opera, Paul Goma a fost extrem de prolific și a scris cărți multe, interesante, necunoscute și pe care eu am vrut să le valorizez, ca să nu mai zic de Regele Mihai. Să știți de ce m-am apucat eu de subiectul ăsta, care nu e neapărat un subiect pentru un critic literar sau pentru cercetător literar, este mai degrabă pentru un istoric. Am realizat că la un moment dat, în timpul funerarului, dar îmi pare că în studio ăsta mai vorbit despre subiectul ăsta, că în timpul funerarilor m-a avut așa un șoc de mare când am văzut că atâta lume empatizează cu Regele Mihai și m-am întrebat, dar de ce nu știu aproape nimic despre el sau foarte puțin despre el. Și atunci m-am dus și mi-am întrebat colegii, mi-am întrebat rudele, mai nimeni nu știa nimic. Și atunci am zis, bine, dar eu nu pot să respir dacă nu știu lucrul ăsta, dacă nu le aflu. Și m-am scufundat în temă, încât nu știu dacă există carte în spațiu românesc despre Regele Mihai pe care eu nu am citit-o și pe care nu o am în bibliotecă. Ați aflat răspuns la întrebarea de ce Regele Mihai a îmbrățișat stoicismul în propriul destin sau în raport cu Basarabia? Este în primul rând un cod de educație al regilor, în special familia regală din care se atrage Regele Mihai a trecut printr-un sistem de educație englez care cultivă stoicismul, cultivă cumpătarea și țelul acestui educație să nu-ți arăți emoțiile, nici pozitive, nici negative, să lași, probabil că e o ținută pe care trebuie să o afișeze regii, întrucât regii trebuie să fie buni sau trebuie să fie aidoma lui Dumnezeu, trebuie să fie buni și cu cei mai buni și cu cei mai puțin buni, ca să... Pe toată lumea. Pe toți. Cum v-a schimbat pe dumneavoastră maternitatea felul în care scrieți? Ce vă spun, eu nu am doar un singur copil, sau am acum un singur copil, dar am mai avut și l-am născut destul de devreme, aveam 21 de ani, adică toată cariera mea sau toată viața mea s-a desfășurat între cărți și scutece și jucării și copii mici. Sigur că m-a marcat. Sigur că mi-aș fi dorit mai mult timp liber și mai mult timp în bibliotecă, lucru pe care eu îl regret enorm, că fiind interesată să învăț limba română pe care o aflasem, că este mult mai frumoasă decât cea pe care o cunoșteam eu în perioada sovietică, mi-a cam scăpat celelalte limbi străine. Probabil că pentru că am fost foarte ocupată, n-am reușit lucrul ăsta. Poate e o scuză, dar sigur că cei care sunt solitari, femeile solitare, reușesc mai multe, probabil că și în carieră și să învețe mai multe lucruri. Dar eu am reușit atâta cât am reușit și m-am străduit să mă ocup tot timpul liber cu cărțile și cu scrisul. Dar merită tot efortul? Sigur că merită.
întotdeauna sunt argumentele mele când intru la studenți, mai ales la studenții de anul întâi și care îi văd după față că nu sunt tare bucuroși că au intrat la filologie, mai ales în ultimii ani. Argumentele lor este că filologia nu o să-i poată hrăni și ce o să facă ei după ce o să fac facultatea. Și am mai auzit și zvonuri că cei la filologie acum vin sau fie foarte pasionați, fie oameni care nu și-au găsit rostul în altă parte. Și atunci eu le spun, da, să știți că voi sunteți cu mult superior specialităților tehnice, întrucât voi aveți posibilitatea să modelați auditorii întregi. Voi puteți cu cuvântul să înaripați și să susțineți, să promovați orice valoare dacă o știți să o faceți bine și dacă o să citiți destule cărți, o să vă formați un limbaj destul de frumos, o să cunoașteți maestria oratorică, o să aveți puteri nelimitate. În orice calitate veți alege să fiți în viața asta, nu neapărat învățător. Și atunci văd că încep să le mai sclipească ochii și să se simtă mai bine. Doamna Grate, odată ce cuvântul aduce putere, v-ați gândit vreodată la o carieră în politică? Niciodată. Sunt om foarte liber. Foarte liber. Deci nu suport niciun fel de subordonare pe care nu o accept eu. Din păcate, sper să nu mă audă șef acum. Așa. Îmi place, eu sunt foarte responsabilă, deci îmi fac tot lucrul, dar să mi se dea terenul liber pentru acțiune. Deci eu decid când și ce fac și cum fac și voi fie mi acceptați asta să fie, ori politica presupune subordonare. Subordonarea față de cei care sunt în situație ierarhic superior în partid, lucru pe care probabil că nu l-aș fi acceptat niciodată. Cum ați reacționat dacă au fost situații în care poate viața sau alegerile sau deciziile v-au constrâns, dacă au fost asemenea situații? M-au constrâns să pledez pentru o idee sau alta? Politică? Nu neapărat. Întotdeauna am vorbit sau am făcut ceea ce am vrut eu. Probabil că atunci când am fost constrânsă să fac ceva, reacția mea a fost agresivă, în primul rând, de rezistență. Așa sunt, așa e firea mea. Cum este firea Leonei Grate cu studenții? Eu iubesc foarte mult. Eu iubesc și ei mă iubesc. Știu că le plac orele mele, știu că se pot să-i fascinez. E și specialitatea mea, una care mă ajută să-i fascinez ușor. Eu am ținut mulți ani cursul de literatură universală. Dacă vedeam că îmi zumzuie și cumva sunt mai relaxat, să începem să le spun povești de dragoste. Ori literatura are foarte multe povești de dragoste și atunci studenții se naripau, se luminau la față și sau să le spuneam un banc sau le spuneam o glumiță și îi puteam regenera și să mă asculte în continuare. Cum credeți? Câtă forță este în povești, în literatură, în lumea literelor, în fața unor frici precum este războiul, de exemplu? Povestea a fost întotdeauna o mare forță. Să ne amintim de Decameronul, care sunt o serie de povești generate în timpul ciumei. Povestea este ceea care ne ajută să înfruntăm moartea, să o considerăm nepericuloasă. Putem să o depășim. Povestea poate să ridice în eternitate un scriitor, cum e Boccaccio, de exemplu, sau Shakespeare sau Platon, dacă neapărat mă refer, când zic poveste, nu mă refer neapărat la literatură. Povestea este tot ce se spune cu cuvinte și are un început și un capăt și un miez de adevăr, de sens sau de învățătură. Povestea este și istoria. Depinde cum povestești povestea asta. Totul e narațiune. Viața noastră este o narațiune. Pe lângă poate cărți, care este genul de informație pe care dumneavoastră îl consumați? Ascultați podcasturi, urmăriți filme, unde vă regăsiți acolo? Unde? Care este refugiul dumneavoastră? Tot ce este legat de discuțiile dintre oameni inteligenți. Îmi plac, se întâlnesc într-un studio, doi oameni inteligenți și discută pe orice temă, dar o fac cu mult șarm, cu multă erudiție, cu multă emoție. Ascult podcasturi, ascult, privesc filme bune, privesc
teatru, din păcate mai puțin am posibilitatea să merg la teatru fizic, pentru că, iată, am avut mereu copii și ore de pregătit și cărți de scris și alte lucruri de făcut. Și atunci cel mai mare prieten al meu a fost televizorul, dar acum computerul în timp și acum telefonul. Telefonul pe care îl avem fiecare la mână este de o posibilitate nelimitată. Poți să urmărești orice și poți să te deplasezi în orice capăt de lume și să vizitezi muzee și să spălând vesela. Și să te impui în fața lumii. De ce? Și să te impui în fața lumii. Noi vă invităm să deschidem CV-ul dumneavoastră pentru niște informații telespectatorilor. Alena Gratii s-a născut la 25 august 1972 în Chișinău. După absolvirea școlii medii, este admisă la Școala Pedagogică din Călăraș, specialitatea învățător de clasele primare. În perioada 1991-1997 își face studiile la Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, specialitatea Limba și Literatura Română. În anul 2003 își ia doctoratul în filologie cu tema Lirica Feminină din Basarabia, anii 20-30. Iar în 2011 postdoctoratul cu tema Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea, în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. A fost conferențiar universitar la Catedra de Literatură Română și comparată a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și cercetător științific principal la Direcția Teorie și Metodologie Literară a Institutului de Filologie. În perioada 2006-2009 a fost director al Centrului de Literatură și Folclor al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Iar între anii 2008 și 2018, redactor șef al revistei de știință literară Metaliteratură. Din 1997 este directorul Școlii Doctorale Științe Umanistice. În calitate de cercetător științific, coordonează activitățile membrilor, elaborează strategii de dezvoltare, monitorizează derularea studiilor de doctorat și elaborează standardele educaționale ale școlii în conformitate cu prevederile planului cadru. Alena Gratii este membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și a Uniunii Scriitorilor din România. Doamna Gratii, oamenii de literă au vicii? Au ca toți oamenii. Cum să nu aibă vicii? Au și oamenii de litere. Există o teorie, pentru că studiul literatură se ocupă și cu asta, există o teorie că unii poeți mari, fiind perfecți în creația pe care o au, au fost destul de ca oameni și ca comportament, au consumat droguri, au avut o viață mondenă, au avut o viață care, din punct de vedere al omului obișnuit, al omului comun, este diferită, nu se înscrie în codul etic al societății, în gust comun. Și există o teorie că prin comportamentul negativ compensează acea latură negativă ca să dea în poezie, în creație, tot ce e mai bun. Este și un roman foarte cunoscut al portretul lui Dorian Gray, care are acest mesaj. Dacă vă amintiți, portretul lui Dorian Gray devenea tot mai urât, mai vicios, în timp ce persoana reală pe care acest tablou reprezenta rămânea veșnic viu ca într-un tablou. Despre tablouri, dar și compensare, credeți că viața este un echilibru? Dacă este partea neagră întunecată, este neapărat și cea albă și viceversa? Nimic nu este sigur în viață, nici că poate fi echilibru, niciodată, dacă se întâmplă un timp bine, neapărat după asta urmează ceva foarte bun. Trebuie să ne bucurăm de clipele bune, întrucât rău n-are capăt, din păcate. Am înțeles lucrul acesta când prima dată am urcat pe un munte, pe muntele Mont Blanc, la o înălțime enormă, și când am văzut că avioanele care zburau deasupra, se vedeau practic și ce e scris pe aripă, deci sunt foarte aproape, și când am văzut că nu ești sigur pe
pașii pe care îi faci. Și atunci mi-am dat seama că trăim în mediul, pe un paradis. Pământul nostru este un paradis. Locul în care ne aflăm noi este un paradis pentru noi, pentru că câțiva kilometri în sus totul moare, în cosmos totul moare. Cosmosul este ostil cu omul, este foarte rece, este un infern, probabil că acolo, deși omul întotdeauna a asociat paradisul cu cerul, de fapt este invers. Globul nostru este ca o mamă, că pământul nostru este ca o mamă și este locul ideal pentru viețuirea noastră. Durerile, care este rolul lor în destinul unui om? Ce v-a învățat poate pe dumneavoastră? Pe mine, aș prefera să nu le fi trecut, pentru că sunt catastrofale, sunt durerile mari, mai ales când îți pierzi oamenii apropiați, au forța să te distrugă. E foarte greu să le depășești, trebuie să lucrezi cu capul tău, cu creierul tău, cu gândurile tare, tare mult să le modelez, să le lucrez, inclusiv prin povești fericite, pentru asta este rolul poveștii, revenim la literatură, la artă. În general, rolul artei este să corecteze realitatea. Deci, realitatea este cum este, este și bună și rea, dar omul vrea mai bun. Și atunci el introduce arta în formă de poveste sau în formă de muzică și corectează lumea. Și atunci când noi suntem cuceriți de artă, empatizăm cu creatorul, facem abstracții de realitate și vedem lucrurile mai frumoase, mai roz și putem exista în continuare. Arta ne dă forță să existăm în continuare, să ne amăgim, să ne facem iluziile necesare pentru a supraviețui. Dar fiecare dintre noi poate fi un creator? Poate crea povestea? Nu că poate fi, toți suntem creatori. Toți ne creăm pe povestea vieții noastre, fie în cuvinte, fie și în comportament, fie în felul în care ne trăim viața. Aveți mulți prieteni în jurul dumneavoastră? Nu chiar, nu. Sunt un om solitar. Prietenii mei cei mai buni sunt sigur că familia și câteva prieteni, dar sunt și cărțile. Cărțile sunt pe care le citesc și pe care le scriu. Sunt prietenii mei cei mai, devotați, nu devotați. Sunt preferații mei prieteni, cu excepția câtorva persoane. Solitudinea nu vă sperie? Nu, eu mă simt bine singur. Mă simt bine pentru că în orice moment pot să-mi pun bine singură. Că nu mă trimite nimeni în cosmos să stau pe o navă cosmică fără nimic la îndemână. Niciodată nu suntem singuri în momentul în care avem radio, televiziune, internet, telefon, oricând putem vorbi cu cineva, oricând putem asculta pe cineva, avem albume. Deci omul și-a creat în jurul său lucrurile care să-l facă, să-i populeze existența și să-l scoată din singurătate. Încă o dată, repet, condiția umană este comunicarea, socialul. Deci omul nu poate ca un Maugli să supraviețuiască. El s-a demonstrat în câteva luni poate să dezumanizeze într-o hală din care nu poate fi scos. Apropo, povestea lui Robinson Crusoe, dacă nu știați, a avut un caz real și în cazul acela real, omul care a rămas singur pe o insulă nepopulată s-a dezumanizat. Deci el peste câteva luni a fost găsit și el nu mai putea vorbi. Deci nu mai putea comunica, nu mai putea să socializeze. Deci omul nu poate exista fără mediu, nu poate să stea într-o solitudine totală. Atunci când spunem că ne place singurătatea, este un fel de a spune, nu suntem singuri. Dacă supraviețuim, dacă continuăm să vorbim, nu suntem singuri. Niciodată nu suntem singuri. Dar aveți această capacitate de a vă spune între prieteni adevăruri, poate dure? Vă spuneam că sunt destul de... îmi lipsește capacitatea de actorie, deși știu că pentru ca să menții o anumită stare de lucruri trebuie să mai și taci. Lucru pe care îmi iese foarte greu să-l fac atunci când am să spun părerea mea, o spun. De aceea o spun. Avem câteva mesaje de la prietenii dumneavoastră care, de asemenea, vă spun lucruri, vă invităm să-i ascultăm. Aluna s-a născut deodată cu cartea în cap, căci trecuse vreo două zile după examenile mele de matriculare la Institutul Politehnic din Chișinău. Și pe parcurs
cât mi-am făcut studiile, ea mi-a fost de ajutor. Pe unde învățam, ce făceam, ea stătea pe lângă mine. Îmi amintesc un caz destul de nostim. Aveam de făcut un desen pentru o lucrare de curs, pe masă am întins toate materialele care îmi trebuiau, și o coală mare cu desenul. Aliona micuță căuta atenția noastră, nu știam ce să mai fac, am așezat-o și eu pe masă, m-a ajutat și ea cu măzgăle pe o hârtiuță. La un moment dat, desenul meu a fost inundat. Îmi părea rău de sen, de munca mea, dar asta așa s-a primit din nostim că nu mă putem supăra nici pe ea, nici pe mine și ne tăvăleam cu soțul de râs ce s-a întâmplat. Aliona creștea foarte curioasă și activă. Îi plăcea să asculte povești, să învețe poezii, să împodobea cu fel de fel de haine, bijuterii, draperii, cu încălțăminte pe tocuri, în fața oglinzii, făcea careva scenete. Foarte mult i-a plăcut dansul. Mulți ani a evaluat în ansamblu Briuleț pe lângă Casa de Cultură din satul Ghidighici. Pe urmă a fost nevoită să cedeze dansurile, fiindcă a început studiile la școala pedagogică din orășelul Călăraș. Și sigur că n-am mai putut să la Casa de Cultură de pe loc. Noi îi recomandam să aleagă altă profesie, știind cât e de complicat să fie dascăl la școală. Dar ea a insistat, argumentând că vrea să fie ca bunicii învățători la școala din satul Sadova, unde și ea a trăit vreo câțiva ani. O așteptam cu nerăbdare să vin fiecare sâmbătă de la Călăraș, apoi o petreceam la tren cu o geantă cu deleguri ca să poată rezista o săptămână. Anii au trecut la Fuguța și iată studiind la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Sigur că pentru noi asta era cu mult mai ușor, fiindcă era pe loc, în fiecare zi venea acasă. Nici nu-mi vine să cred că au trecut atâția ani și o văd acum pe fetița mea, doctor habilitat, profesoare, doctor a școlii doctorale, doctor de proiect. Mă mândresc foarte mult cu ea. De-a lungul anilor, mama mi-a oferit numeroase lecții de viață, influențându-mi acțiunile și felul de a gândi într-o direcție pozitivă. Am fost influențat de ea și inconștient, prin simplul fapt că am trăit alături. Am moștenit disciplina, dorința de a crea și firea artistică, perseverența și încăpățânarea ei de a reuși în ceea ce își propune. Trăind într-o casă în care sunt mai multe cărți decât cărămizi, am fost și eu influențat să citesc în copilărie de această normalizare a lecturii. Copiii repetă acțiunile adulților, este o sabie cu dublu tăiș, dar din fericire nu am avut de unde să-mi însușesc vicii sau obiceiuri proaste. Această influență a cărții a fost înfometantă, iar mama a contribuit cel mai mult în această revelație a mea prin simpla ei existență. De când mă știu, am văzut-o lucrând la proiectele ei culturale non-stop, până și în zilele de odihnă. Am realizat asta acum 3 ani, când am început să pun și eu o cantitate imensă de timp și efort în proiectele mele 3D. De atunci nu m-am lăsat, pentru că nu am văzut-o nici pe ea să se lase niciodată. Revenind la problema cantității de informație valabilă în limba română, vreau să adaug că sunt mândru că mama contribuie la diminuarea acestei probleme. Pe lângă cărțile pe care le scrie, ea promovează cultura orașului nostru pe internet, pe gratis, pe canalul de YouTube Chișinău prin Morele Timpului, pentru o nouă generație care poate fi captată în mare parte doar pe internet. Sunt și eu vinovat puțin de chestia asta. Mă bucur că se măresc orizonturile generațiilor viitoare de a se informa despre țara noastră în limba maternă, nu în engleză sau rusă. Într-un cuvânt, vreau să-i mulțumesc mamei pentru tot ceea ce face și a făcut și în lumea familiei și în cea profesională. Despre abilitățile profesionale a doamnei doctor habilitat în filologie, profesor universitară Aliona Grate, se poate de vorbit la infinit.
numai la superlativ. Pentru mine, în primul rând, este o prietenă, o prietenă adevărată pe care oricând pot să mă bazez și care îmi dă curaj și în cercetările mele. Deține titlul de profesor universitar, având ore de estetică la Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, în cadrul căreia încearcă să dezvolte la tineri abilitățile de a analiza lucrările, operele sale de artă. În calitatea sa de coordonator al proiectului Cultura Promovării Imaginii Orașelor din Republica Moldova din cadrul Universității de Stat, știe să mobilizeze echipa, având mereu soluții inovative, noi și astfel încurajându-ne și pe noi. Este director al Școlii Doctorale Științii Umaniste a Universității de Stat de Moldova, aceasta fiind cea mai mare școală doctorală din Republică pe domeniul științelor umaniste, iar în cadrul acesteia știe să combine util atât rezultatele cercetărilor sale, cât și activitatea didactică, astfel formând generații întregi de tineri cercetători. Cu siguranță acest lucru îi ies foarte bine în echipa sa, fiind mai mulți tineri pe care i-a format. Am cunoscut-o pe doamna Gratea pe când eram studentă la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Îmi amintesc în detalii momentul în care a intrat pentru prima dată în auditoriul nostru. Nu o cunoșteam și nu o văzusem până atunci, cu toate că eram în anul 4 de studii. M-a impresionat foarte mult, nu doar prin discursul dumneiei despre postmodernism, dar și prin ținuta și atitudinea dumneiei, prin felul în care a știut și de altfel știi în continuare să inspire tânăra generație. Știu că am mers imediat după lecției, ceea ce nu mi s-a întâmplat întotdeauna, am mers imediat și am vrut să aflu mai multe despre ceea ce ne-a comunicat în cadrul prelegerei. În general, doamna Gratea are o putere a cuvântului excepțională, trăiește cu toată intensitatea absolut tot ceea ce face, cărțile pe care le scrie, activitățile la care participă, proiectele pe care le lansează și le coordonează. Și desigur că am observat încă de atunci, de la prima lecție, dar și ulterior, în cadrul numeroaselor discuții pe care le-am avut, că are o sclipire în ochi care, fără îndoială, nu poate să nu inspire. Îi sunt recunoscătoare pentru că a știut să mă accepte așa cum sunt eu, a știut să respecte personalitatea mea, să-mi respecte și slăbiciunile, și căderile, și dezamăgirile uneori. Întotdeauna a găsit timp să se oprească în pofida unui program foarte încărcat, pentru că pentru mine este hărnicia întruchipată. Sunt oamenii dumneavoastră. M-au emoționat foarte mult. Am puțin prieteni, dar sunt foarte dragi și neapărat devotați, dar sunt adevărați, hai să zicem așa, sunt adevărați prieteni și discipolii sunt foarte buni, foarte talentați. Eu am chiar noroc. Asta pot să spun cu toată încrederea, că dacă nu am prea avut noroc la prieteni, au fost puțin în sensul cantitativ, am avut noroc la discipoli. Aproape toate doctorandele mele sunt foarte bune. Domnul academician Mihai Cimpoi mai place să glumească pe seama mea că n-am niciodată doctoranzi bărbați. Nu știu de ce nu vin să le coordonez tezele bărbații, poate pentru că sunt și mai puțin la filologie, dar doctorandele sunt foarte talentate. Au și un spirit critic dezvoltat și o gândire abstractă de calitate. 4 doctorande și-au susținut tezele la teoria literaturii. Este o specialitate extrem de complicată, întrucât lucrează cu noțiuni de filozofie și estetică. Cere o capacitate de abstractizare enormă și obiectivitate față de lucrurile pe care le scriu și le cercetează. Dar culmea că au ieșit și au scris niște teze excelente. Aici doream să ajung. Legați prietenii cu elevele sau cu oamenii, persoanele pe care le mentorați? Depinde ce înțelegi prin prietenie. Nu am acceptat pe nimeni să intre în viața intimă, dar trebuie să recunosc că nici nu s-a băgat nimeni. Nu cunosc vreun discipol de al meu care să fi avut o curiozitate bolnăvicioasă față de viața mea particulară. Dar dacă e vorba de să stăm la o cafea de vorbă pe teme literare sau pe temele proiectelor de cercetare, desigur că am avut o prietenie frumoasă și o am în continuare și sper să ne țină
în viață această prietenie încă mult timp de acea înainte. Cum credeți dumneavoastră, având aceste realizări sau având aceste lucruri umane, atâta cât încape în viața unui om, ați ajuns la etapa în care parcă v-ați depășit părinții? Nu. Părinții mei au fost întotdeauna pentru mine model. Nu cred că vreodată o să-i pot depăși. Nu mă refer la numărul de ani de viață, pentru că asta decide Dumnezeu câți ani vom trăi și câți ani va trăi mama mea, Dumnezeu să dea sănătate. Dar nici nu mi-am propus să-i întreg. N-aș putea. Nu, cred că dar tot efortul meu n-aș putea să le depășesc calitățile bune. Dar ați dori ca acest lucru să facă fiul dumneavoastră în raport cu mama, cu dumneavoastră, să vă depășească? Da, desigur că orice părinte își dorește, mamă își dorește copilul să aibă mai mare succes în viață, să obțină mai multe lucruri frumoase, să aibă o viață mai ușoară și să se realizeze și să realizeze toate visurile. Ce loc au în cartea dumneavoastră, în casa dumneavoastră, cărțile? Cărțile, eu sunt om ordonat. Eu sunt fecioară, rar vei întâlni în casa mea cărțile aruncate, deși se întâmplă momente când stau și pe canapea și pe masă, dar de regulă le stau pe răftuleț. Mi-am făcut rafturi de un singur rând foarte dese ca să văd, mi-am așezat cărțile după genuri, după frecvența utilizării, ca să le găsesc imediat. Sunt ordonată în ceea ce privește cărțile și documentele mele. Care este atitudinea dumneavoastră față de oamenii care nu citesc? Nici nu știu ce atitudine nu am. Cred că e de evadare. Este o atitudine de evadare. Fug de mediile în care nu se citește. Țin cât foarte puțin comunicare din complezență și fug. Nu pot să mă aflu într-un mediu cu oameni care sunt de altfel buni, dar nu citesc. Sau nici nu știu cum să țină cartea în mână. Dar sunteți omul compromisului. Da, desigur că fac multe compromisuri pentru că coexistența cu celălalt presupune și compromisuri care să nu depășească o linie roșie a eticii, a morale, a valorilor pe care societatea le-a clădit de-a lungul secolilor. În viziunea dumneavoastră, succesul merge mână în mână cu valoare? Nu neapărat. Sunt o temă de discuție și nici nu trebuie. Nu știu dacă un om de creație ar putea să creeze dacă ar fi strâns între chingile morale, pentru că morala și mai ales morala comună îl constrânge pe creator, îl sufocă. Ori omul de creație are nevoie de senzație de libertate și omul de creație are nevoie să aibă o imaginare care depășește simțul comun și care sparge tiparele, pentru că tocmai asta înseamnă creație, procesul în care se sparg tiparele și simțul comun, care dă posibilitatea creatorului să afle alte zone necunoscute ale universului, ale universului uman, ale existenței. Care este prețul libertății? E o întrebare grea. O întrebare foarte complicată. Nu știu ce înseamnă în general libertatea. Nu știu dacă în momentul în care te naști într-o familie ai anumite constrângeri pe care le accepți, să-ți stimezi părinții, să-ți onorezi datoria față de societatea din jurul tău, să-ți onorezi față de colegii tăi de la serviciu. Prețul. Haideți să zicem așa, prețul este lectura cărților. Trebuie să citești multă înțelepciune pe care au transmis-o generație de generație oamenii ca să te învețe pe tine, să te afli în zona aceea în care poți să zici că ești liberă, dar în același timp nu încalci drepturile altuia. Hai să spun așa. Prețul este o chestie, un construct cultural și un construct social. Nu îl putem pune noi. Îl pun alții până noi ne naștem și noi trebuie să alegem acel segment care ne permite nouă să ne simțim liberi.
Frumos. Deci prețul este efortul pe care îl depui pentru lectura înțelepciunii celuilalt. Frumoasă definiție. Aveți la moment anumite ambiții, adică creați cărți, scrieți? Scriu în permanență, deși de fiecare dată când ajung deja spre finalul unei cărți, îmi propun să stau măcar jumătate de an departe de computer, departe de pix, nu pot, de momentul în care simt un pic de eliberare, mă odihnesc puțin, pornesc un alt proiect. De fapt, niciodată nu pornesc un proiect de la zero. Eu am în computerul meu proiecte felurite, puse pe fișiere. Pornesc un proiect dacă nu merge ceva sau mă entuziasmează altceva. De exemplu, eu am început proiectul cu despre orașul Chișinău, proiectul din 2019 m-a interesat ce spun. E complicat acum. Niciodată nu am un proiect de la zero. De exemplu, atunci când am început în 2019 să scriu carte despre Chișinău și am decis să o construiesc în funcție de metodologia imagologiei, adică ce spun vizitatorii despre orașul Chișinău, în special vizitatorii care sunt scriitori și care nu utilizează noțiuni statistici sau alte lucruri serbede, ci sunt oameni de creație și surprind realitatea Chișinăului în metafore sintetizatoare. Surprind o poveste, surprind o scenetă, o situație de viață, un peisaj care este mult mai grăitor decât este peisajul în sine. Ei, bine, metodologia aceasta o aveam deja în calculator cu mult timp înainte. Am început de foarte mulți ani un proiect de imagologie a Basarabeanului care nu mi-a ieșit. Până la un moment dat mi-am dat seama că este imposibilă și că nu pot să o duc până la capăt și atunci mi-am îngustat spațiul pe Chișinău. În 2021 am lăsat proiectul Chișinău și am făcut cartea Regele Mihai. După care am revenit acum și am continuat proiectul Chișinău pe perioada sovietică și post-sovietică. De unde s-a prins această flacără, curiozitatea pentru Chișinău? Pentru că tot la un moment dat mi-am dat seama că știu foarte puține lucruri despre Chișinău. Așa s-a întâmplat. Eu m-am născut la Chișinău, dar am locuit în satul tatălui meu, a bunicilor mei, Ghidighici. Un timp, câțiva ani am locuit la Ghidighici, alte ani am locuit cu bunicii din satul Sadova, raionul Călăraș, apoi mi-am făcut școala pedagogică din Călăraș, din simplu motiv că în anii când eu am depus la școala doctorală, la școala normală, satul Ghidighici se afla în raionul Strășeni și nu mi-au acceptat actele la școala normală din Chișinău și a fost nevoită să mă duc la Călăraș, 4 ani la Călăraș, după care am revenit la Chișinău și am stat cumva departe de orașul în care m-am născut și probabil că iarăși curiozitatea și revolta de mine de a nu cunoaște niște lucruri, de a le lăsa cumva sub vălul negru al necunoașterii m-a determinat să mă apuc de acest subiect și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că este un subiect inepuizabil și că orașul nostru este mult mai frumos decât crede fiecare din noi și că are o istorie mult mai interesantă decât ne putem închipui noi, cei care ne uităm cu multă admirație la orașele, capitalele mari ale omenirii, la Paris, la Londra și multe alte orașe. Veneția e adevărat, sunt fascinante, dar și orașul nostru, dacă știi să valorizeze oamenii de creație, dacă știi să valorizeze folclorul urban, dacă poți să pui evidență spațiile ei frumoase și istoria mai bună, mai frumoasă sau mai puțin frumoasă, poate căpăta rezonanțe de mit, de poveste, de artă, de acea zonă care ne înfrumusețează viața. E multă curiozitate în felul în care povestiți despre oameni, dar și mai mult despre locuri și despre povești. Acea curiozitate despre care menționa și mama dumneavoastră în copilărie, pe care ați păstrat-o. Noi vă mulțumim pentru discuție, pentru portret, o bucurie și o inspirație pentru noi. Sperăm că a fost așa cum v-ați propus sau poate ne-ați dat din casă atâta cât am putut lua.
timpul a trecut foarte repede. Trebuie să vă spun că am avut emoții înainte să vin aici. Mi-era frică să nu scoateți prea multă sinceritate din mine, lucru care nu mi-ar fi plăcut să-l fac, dar sunteți discretă și am avut o foarte mare plăcere să discut cu dumneavoastră. O bucurie și pentru noi, mulțumim. Vă mai așteptăm la Obiectiv Comun în edițiile deja ordinare. Mulțumim mult! Doamnelor, domnilor, de asemenea, mulțumim pentru atenție. Alături de dumneavoastră a fost doamna Leona Grati. O seară frumoasă!